Bună ziua, Stanca! Bună ziua! Bine v-am găsit! Salutări tuturor! Confirm spusele antevorbitorului în privința evoluției părții familiale a anului 2018 și eu am simțit o armonie, parcă, altfel decât a anilor anteriori. Așa. Și asta mi-a prit. Ați avut? Haideți să lămurim o chestie. Că parcă simt așa că toți ascultătorii Europa FM au fost mai fericiți anul ăsta. Da, pe plan personal. Dar pentru simplu motiv că ne-am refugiat într-un fel în familie și am încercat să facem lucrurile bune pe care noi putem, pe care noi le putem face acolo unde putem influența de fapt lucrurile. Pentru că simțim că la nivelul societății sunt puține lucruri pe care le putem influența cu adevărat și atunci în interiorul familiei dăruim mai mult și primim în schimb. Foarte interesant. Acesta este sentimentul meu. Nu m-am gândit niciodată. Deci pentru că v-ați simțit cumva că nu sunteți în acord cu societatea sau cu trendul general al acesteia, v-ați implicat mai mult în viața de familie. Asta e răspunsul nostru. Da, în principal asta ar fi ideea. Iar în plan social am și regrete și bucurii. Bucurii legate de faptul că până și copiii mei de 16 și respectiv 13 ani au realizat ce se întâmplă în societatea noastră și într-un fel sau altul sunt dornici să schimbe, nu neapărat plecând, deci asta culmea, nu-și doresc, ci rămânând aici și necedând. Asta m-a bucurat foarte tare pentru că, deși am fost în an centenar, noi nu am simțit acest 2018 cu adevărat festiv decât poate în ultima lună de zile. Până atunci a fost cumva o dungă undeva, da, există an centenar, România și toate celelalte lucruri, dar am simțit în copiii mei, în ultima lună în special, dorința asta de a pune umărul, de a ajuta, de a fi partea unei societăți. Și asta m-a bucurat. Uite, numai de vreme de azi dimineață eram la masă împreună și îmi spunea fiul meu, dar de când a apărut chestia asta cu penali? Ce cuvânt e ăsta? Ce, e în dicționar? Și am zis, nu e în dicționar, dar cred că o să-l introducem curând, că ne obligă frumoșii de la conducere. A intrat și deja, păi cum, numai de când... Da, cred că e mersul limbii, așa se nasc cuvintele, din sânul societății. Înveți la sociolingvistică, dacă o să te pasioneze. Deci asta a fost discuția cu fiul meu și am zis, nu pot să cred el. Nu pot să cred că pot influența până și modul în care vorbim. Sigur că da, limba e vie. Ceea ce e mare lucru pentru mine. Ce mi-aș dori eu este să nu rămânem totuși cu un gust amar după anul ăsta, și să învățăm măcar o lecție și anume aceea că trebuie să fim uniți. Nici unirea din 2018 nu ne-ar lipsi la modul la care a fost în 1918. Noi avem nevoie să fim împreună. Okay. Și nu numai în familie, ci în societate. Noi dacă nu manifestăm civic această unire și dorință, o să ne fie absolut imposibil să schimbăm Stanca, ceva. Asta presupune să avem niște valori comune care să ne însuflețească până una alta. Da, și le putem crește de la mic la mare, așa cum se pot întâmpla într-un plan, hai să spunem, personal și al cercului pe care îl putem influența. Hai să facem pasul mai departe, pentru că altfel o să ne fie imposibil. Bine. Deci asta ne lipsește, adevărata unire, din punctul meu de vedere. Păi, da, ok, bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru foarte bunele, interesantele gânduri pe care ni le-ați împărtășit, dar hai să nu ne facem iluzii nici în legătură cu unirea asta. De ce? Pentru că pentru a ajunge la o unire de acțiune, trebuie întâi să avem o unitate de valori. Noi am ajuns să ne punem întrebări în legătură cu valorile noastre din societate. Noi asta facem. Penal înseamnă interlop. A intrat și se găsește cu această... Nu știu dacă se găsește, dacă a intrat în ultimul, în Dum 2, dacă a intrat în dicționar, dar asta înseamnă penal și cred că e deja în limbă de vreo 5 anișori, din 2013. 0372069599. Cum ți s-a părut anul 2018? Mihai, bună ziua! Bună ziua, Moise, bună ziua tuturor ascultătorilor. Da. 2018 a fost un an bun, nu foarte bun, dar am trăit și pe plan personal a fost prima tendență în Grecia și a fost un vis. Unde ați fost? În Grecia. În Grecia? Unde în Grecia? Da.
A făcut un tur de 2 săptămâni de zile, de la nord la sud, până în Atena și înapoi, și am avut mai multe opriri. N-am fost la plajă, nu știu că am făcut 2 ore de plajă, dar am vrut să văd istoria Greciei. O parte din ea, nu toată. Deci ați fost și la Salonic și la Atena și în vechiul Corint, exact, ați fost? Da, da, și la Delphi și la... Okay. Bun, ok. Mai multe. Ok, foarte interesant. Deci... ce am trăit un moment fantastic a fost pe 10 august. Am avut ambiția de a merge, ne-am planificat cu fratele meu și cu vărul meu de a merge la București în 10 august. A fost un moment extraordinar, poate unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea. Pot să spun că am fost și la Revoluție în Timișoara. Da, hai să precizăm pentru cei care ne ascultă, că eu vă înțeleg bine că am fost și eu acolo. A fost acest sentiment de cel mai frumos moment din viața mea până au început cu gazele și cu... Până la ora 10, exact. Până la ora 10, chiar, 10 până... că am început să dea cu gaze. Cred că pe la 9, de fapt, a început. 9:30, cam așa ceva. Da. 9:30, 10. Că... Deci, pur și simplu, am ieșit că de acolo numai eu știu cum și vă spun că poate sunt printre timpinele care au suferit după urma gazelor, dar n-am făcut nicio plângere penală împotriva lor, pentru că n-am apucat să fac gazelor. Deci, noastră, ce rețineți din 10 august? Partea, acel sentiment mișto că ești cu niște oameni care te înțeleg și că sunteți toți acolo? Sau partea cu gazele? Nu, aia vreau să uit, dar nu vreau să uit, vreau să... Da. Să spun că oamenii între ei erau atât de calzi, eram atât de uniți între noi. Aceleași sentimente ne împingeau, ne-au împins să venim acolo în 10 august. Aceleași a fost o unitate în sufletul tuturor, că noi românii, da, din toată lumea venim acolo ca să ne punem pasul. Da, domnule, a fost o întâlnire extraordinară. Așa este. Și Tisan mergeau cu Zalba în băț. Așa am fost noi acolo, cu Zalba în băț, ca să ne spunem pătul. Dar dumneavoastră, de unde ați venit? Că n-am înțeles, Mihai. De la Timișoara. De la Timișoara. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste gânduri. Uite ce interesant. Chiar și... Bine, poate că încă sunt eu sub impresia acelui moment, 10 august, deși eu nu sunt dintre cei care au primit gaze în nas dintr-un noroc, pentru că m-a sunat Europa FM să intru în direct și pentru că a trebuit să ies în afara pieței, practic, eram undeva pe la BRD ca să prind semnal la telefon, că nu era atât de multă lume, era încât picaseră rețelele. 0372069599. A fost 2018 un an bun sau un an prost? Mădălina, bună ziua! Bună ziua! E prima oară când vă spun și vă sunt de la câteva etaje mai sus de Sunteți în complexul Oracle, să înțeleg. Da. Așa. Da. Cum a fost 2018 pentru mine? Păi 2018 pentru mine, m-am întors acasă după 2 ani în afara țării. Da. Și cum să zic, a fost dezamăgitor. Și cred că apogeul a fost acest 10 august când am fost la protest. Nu mi-am imaginat în viața mea de tânără, da? Așa. Zicem așa, că o să apuc ziua asta în care, domnule, să mă simt legată de mâini și de picioare și cu mâna apusă la gură în 2018 în România. A fost pentru toți, a fost o surpriză, să știți. Da. Adică nimeni dintre noi nu s-a așteptat. Mulțimea a fost atacată, efectiv, a fost atacată. Da, exact. Că a fost, au fost provocări, că nu știu ce, astea sunt... E treaba parchetului să vadă ce a fost cu ea, dar jandarmii au atacat mulțimea, asta a fost în 10 august 2018. Da, iar acel sentiment a fost cel mai dezamăgitor sentiment pe care l-am avut de până. Și asta face anul 2018 unul prost, să înțeleg? Da, pentru mine, din punctul ăsta de vedere, da. Ce să spun, profesional, mai personal de atât, să zicem ok, da, absolut în regulă, să zicem, dar ăsta a fost, da, un lucru foarte dezamăgitor. Și cu atât mai mult pentru că de-abia m-am întors acasă, am luat decizia să mă întorc acasă și, nu știu, a fost ca un ghimpe pe care l-am simțit și mai acut. Dar ce vă aștepta să fie ușor? Adică... Nu aveam iluzia asta, nu mă așteptam să fie ușor, nici de cum. V-ați întors acasă pentru că acasă e mai greu, bănuiesc, nu? Și pentru că ați simțit că e nevoie de dumneavoastră. Da. Da, fiecare dintre noi, adică dacă nu-ți plac provocările, atunci e mici șanse să evoluezi ca om foarte mult, într-o viață întreagă, dacă nu-ți plac provocările. Și asta, da, au primat lucrurile de familie, da, familia are o valoare foarte mare, oferă niște lucruri
Și atunci au fost driverul, să zicem, da, punctul de decizie. Dar uitându-mă înapoi și la ultimele câteva luni, nu știu ce va urma. Okay. Nu știu dacă va urma mutat în vestul țării sau definitiv în afara țării. Da, adică anul 2018... Anul 2018 nu s-a încheiat și ce-o fi mai bun sau mai rău s-ar putea abia să urmeze. O vedea, Mădălina. Mulțumesc mult pentru telefon. Hai să fim optimiști, să fim pozitivi. Așa mă gândesc eu. Vedeți că se mai mișcă lucrurile și, da, contează foarte mult ce face în fiecare. Am ajuns în mod inevitabil să ne trăim viețile, să ne integrăm, practic, problemele din societate în familie sau familia în problemele din societate. Asta înseamnă, până la urmă, conștiință civică, nu? Cosmin, ce spuneți? Bună ziua! Bună ziua, domnul Buran. Muntean Cosmin mă numesc, de la Cluj vă sun. Da. Din păcate, am avut un 2018 prost, chiar foarte prost, pe motiv că în ianuarie 2018 am fost ridicat de către DIICOT Cluj, arestat, acuzat de niște acuzații foarte, foarte grave. Eu consider că s-au făcut niște abuzuri. Am stat 60 de zile într-un arest preventiv, ca după aceea o judecătoare, care îi mulțumesc public, le-a explicat cu subiect și predicat procurorilor că sunt greșite încadrările și că ar trebui să umble, adică să aducă probe noi dacă vor să mențină acele încadrări. Am fost eliberat din arest, eu și cu ceilalți inculpați, și nu ne mai întreabă nimeni de sănătate. Mie mi se pare că justiția în România face ce dorește ea să facă. Nu mi se pare normal ca în ianuarie 2018 să fiu ridicat de acasă cu cătușe la mâini, cu sânge pe mâini din cauza cătușelor și să fiu arestat și închis. Vezi, Doamne, că pot influența ancheta sau sunt pericol public, așa au motivat procurorii. Și acum, la un an de zile, să nu ne întrebe nimeni de sănătate. Nici să nu ne bace. Nu s-a terminat urmărirea penală? Absolut nimic. Nu s-a terminat. Suntem urmăriți penal în stare de libertate, dar mi se pare o aberație să fie. Dar n-ați fost inculpați și nici trimiși în judecată. Da. N-am fost trimiși în judecată, dar mi se pare totuși aberant să fie arestat. Dacă ai fost așa, dacă este așa de periculos și ai fost așa, înseamnă că procurorii au niște probe solide în momentul în care te bagă într-un arest preventiv de 60 de zile, în momentul în care te ridică cu masca de acasă, înseamnă că au niște probe foarte solide și că nu mai e cazul de nu știu ce cercetare și că ar trebui să te trimite. Asta este presupunerea dumneavoastră. Motivele pentru care se cere și se obține de la judecător mandatul de arestare preventivă. Deci, hai să spunem pe asta. Asta, din ce găsesc eu pe net cât am vorbit, ați fost cercetat sau sunteți cercetat pentru trafic de medicamente, e corect? Da. Ok. Da. Eu sunt acuzat de trafic de droguri de risc și mare risc. Nu de medicamente. Nu scrie nimic de medicamente. Și am găsit eu pe internet. Îmi cer scuze. Ok. Da. Deci, să spunem tuturor în felul următor. Atunci când procurorul... deci, procurorul poate să vă rețină. Dar mai departe, ca să stați mai mult de 48 de ore după gratii, e nevoie de un mandat de la judecător. Judecătorului exact. Se prezintă niște începuturi de probe, ca să zicem așa, sau niște probe, de fapt. Nu un început de probe, ci niște probe. În funcție de probele respective, și pentru că procurorul susține că pentru desfășurarea anchetei e bine ca cel urmărit să stea după gratii, judecătorul dispune că da sau nu stă după gratii. Procuratura, îmi cer scuze că vă întreb, procuratura a susținut că suntem în pericol public. Așa, poate să fie. Eu încerc să vă spun în felul următor. Da. Dacă, de exemplu, în timpul urmăririi penale, procurorii mai au nevoie de niște expertize, deci s-au făcut audierile, s-au audiat martori, urmăriți, inculpați și așa mai departe, după care procurorul zice, mai am nevoie de niște expertize, care durează. Mai departe, de ce să vă mai țină în pușcărie? Noastră presupuneți că dacă ați fost eliberat înainte de trimiterea în judecată, ați fost, deci, închis degeaba două luni. Ceea ce e greșit. Logica unui proces, a unei urmăriri penale, poate să fie foarte diferită. Adică dumneavoastră vă plângeți că nu sunteți după gratii acum? Dacă dumneavoastră ați fost închis în mod abuziv, aveți dreptul să faceți plângere? Aveți dreptul la compensații?
Aveți dreptul inclusiv, da. Da, consider că am fost închis în mod abuziv. Ok, bine. Consider că s-a creat un abuz. Din cauza asta am avut un 2018 foarte prost. Sper să am un 2019 sau un 2020 sau un 2020, cu toate că sunt total împotrivă la ceea ce se întâmplă în justiție. Și nu sunt total împotrivă PSD-ului și ceea ce doresc să facă. Dar din punctul meu de vedere, cred că trebuie privit și de partea cealaltă. Cred că există abuzuri și se fac abuzuri. Dar acestea doar un judecător trebuie să le constate. Nu Iordache, nu Dragnea. De acord, categoric. Adică despre ce vorbim? Iordache, sigur că da, peste tot în lume se pot întâmpla astfel de accidente. Sunt de acord cu dumneavoastră că un judecător și cu siguranță că mai devreme sau mai târziu un judecător va soluționa acest caz și eu cred cu tărie că îmi va da dreptate. Bine, și... Ok. Da. Bine, vă mulțumesc pentru telefon. 0372069599. Gianina, ce spuneți? Bună ziua, domnul Moise, bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor și la mulți ani. La mulți ani. Ce să spun? În avans. Parcă suntem în avans. Tot timpul poți să spui la mulți ani. Ei, da, sigur că da. Eu am 44 de ani și încă încerc să mă admirez ce sărbătorim noi de Revelion, vă spun sincer. Adică, sigur că și eu mănânc și ciocnesc un pahar cu toată lumea, spun la mulți ani, dar tu nu mă prind ce sărbători, adică de ce e așa, de ce e atât de important Revelion în viața omului? Un an. Nu e important, nu este important. E cea mai importantă sărbătoare, hai să fim sinceri. Stăm toată noaptea. Pentru noi, asta e important, ne bucurăm de ce? Că majoritatea se gândesc numai la mâncare și la băutură. Nu, asta este... Nu, cred că e o chestie mai degrabă legată de optimism. Și pot să vă spun că cel mai frumos revelion din viața mea a fost în anul 2000, când am intrat în nou mileniu și a fost petrecut pe străzile Bucureștiului într-un viscol extraordinar și o ninsoare foarte puternică. Dar l-am ținut minte și... nu știu dacă înseamnă că a fost frumos, e frumos pe stradă. Pentru că intram într-un nou mileniu și toți ne gândeam, toți eram, ziceam, băi, să fie bine. Adică, știți, veneam după o criză economică Sunteți profundă. Optimist. Toți suntem la Sunteți un moment dat. Optimist. De Revelion toți suntem, cred. Nu știu. Și eu sunt optimistă, mai ales că sunt săgetător. Și, okay. Cum a fost 2018? Bun. 2018 pentru mine personal a fost un an bun, de ce să zic. Deși mie copilul plecat departe, asta este. Dar pentru mine personal, așa în ansamblu, a fost un an bun. Dar, cum ziceați dumneavoastră mai devreme, că ne influențează viața personală de viața comunității și invers. Nu poți să le să sustragi una de alta. Ele sunt mână în mână, ca să zic așa. Bun, am observat și eu atâtea evenimente, am observat 10 august, am ieșit și eu la mine în oraș la niște manifestări de genul acesta. Nu se poate. Am senzația că suntem conduși de, nu de trădători de țară, cred că e puțin spus. Cred că nici sub o ocupație străină n-am fi fost așa. Oamenii ăștia nu iubesc România. Nu, exagerați, înseamnă că nu știți cum a fost sub ocupație străină. Doamnă, dacă iubesc sau dacă nu iubesc, sigur că exagerați. Și eu zic să nu facem totuși abuz de cuvinte, pentru că Dumnezeu ne dă uneori... lucrurile mai grele și rămânem... Da, știți, dacă le-am abuzat cuvintele, după aia ce mai facem? Exact. Am exagerat un pic, dar vreau să spun că oamenii aceștia nu iubesc România. Un om care iubește România nu face așa ceva. Cu locuitorii, cu semenii lui, lor și, în principiu, cu țara. Da. Țara asta este foarte frumoasă. Dar, din păcate, nu știu ce... Sper să fim uniți și să rezolvăm ceva pentru noi toți. Gianina, la ce v-ați gândit dumneavoastră la începutul anului 2018 de sunteți, în mod evident, dezamăgită acum la sfârșitul lui? La ce v-ați așteptat? Pentru că este... Haideți să vă spun la ce m-am așteptat. Așa. Mi-aduc aminte când a câștigat alegerile și am votat cu domnul Constantinescu, Emil. 96, da. Mi-aduc aminte că am urmărit foarte entuziasmată, parcă aș fi câștigat eu ceva. A spus la un moment dat că este vremea să se sacrifice conducătorii. Nu s-au sacrificat. Nu există sacrificarea lor. Deci ei nu știu decât să facă totul pentru ei, pentru a fi bine lor, a le fi bine lor. Și asta a zis că în 2018 se schimbă chestia asta. Deci la început, în ianuarie, a zis gata, adună.
Păi știți cum e, cum a zis noastră, după fiecare sfârșit de an îți pui, îți faci evaluarea. Ce am greșit în anul trecut? Păi ce aș fi putut să fac? Asta ce-am, nu ne dă dreptul să sperăm la chestii absurde. Cum să presupuneți că politicienii se vor sacrifica pe ei în 2018? Nu, nu, nu. Sau în 2019? Nu am sperat. Nu am sperat asta. De aia și spun că domnul Emil Constantinescu, spunând lucrul acesta, eu am crezut într-o schimbare atunci. Domnul Emil Constantinescu era un om, să știți, foarte idealist, uneori și naiv. Eu cred sincer că el chiar a vrut să facă ceva și eu cred că adică ar fi vrut să facă ceva. Da. Dar vedeți cum sunt, cum zicem noi, ne place să spunem căței de pe lângă. Da. Știți? Din cauza asta, nu, probabil că n-am putut. Noi am greșit mai de dinainte am greșit. Când în 89, după acea lovitură de stat, eu continui să spun că este o lovitură de stat, atunci a fost, noi am greșit când am ales pe Iliescu, care a stat pe lângă cea. Janina, ne-am îndepărtat prea mult de subiect. Okay, eu... Deci nu putem, deci trebuie să ne amintim. Ne amintim, dar nu putem să ne continuăm. Ducem în altă parte, Janina, să vă spun că mai bine vă scriu. Uite, vă scriu pe site-ul moise.ro sau fac o pastilă Bizidei ca să vă explic de ce în 1989 a fost totuși o revoluție, chiar dacă au fost chiar mai multe lovituri de stat, nu una. Confiscată. Vedeți, noastră, și atât vă zic în momentul ăsta, că nu vreau să deturnez această dezbatere de astăzi. În momentul în care lumea zice, hai doamne să ieșim în stradă, să rupem dinți, să facem și să drecem, să facem revoluție. Cei mai mulți dintre cei care spun asta, hai să zic direct, sunt niște imbecili care n-au nici cea mai mică idee de ce s-a întâmplat în 1989. În 1989, pe 22 decembrie, taburile de pe Magheru au primit ordin să lase mulțimea să se urce pe taburi. Asta a fost lovitura de stat, prima, de fapt. Că dacă militarii începeau să tragă, cum făcuseră la Timișoara, ieșea ca la Timișoara. Ieșea ca la Timișoara. Deci asta a fost lovitura de stat, prima lovitură. Că după aia au venit tot felul de caghebiști, cu Ion Iliescu, ăsta din Le Figaro acum, și cu alții ca el, care au preluat puterea, că fusese sau nu un complot înainte, că nu fusese. Astea sunt detalii pe care, sigur, istoria le consemnează. Dar nu vă faceți niciodată impresia că revoluția din decembrie 1989 a învins, nici măcar nu cred că a învins, pentru că au venit tot ei, au rebranduit, practic, au măcelărit populația după aceea ca să justifice faptul că același partid rebranduit PCR în FSN, da, prin diabolizarea și mai mare a lui Ceaușescu, justifica această schimbare de putere. Asta a fost. Morții Revoluției de acolo au venit în special, dacă vorbim de București. La Timișoara e mai complicat. Dacă vorbim de București, despre asta vorbim. Deci a fost revoluție sau a fost lovitură de stat? Sigur că a fost și revoluție, a fost și lovitură de stat, dar revoluția n-a învins, pentru că persoane în armate, civile, au învins armata sau au învins trupele de securitate actuala jandarmerie. Actuala jandarmerie sunt, da, eu, de asemenea, o rebranduire a fostelor trupe de securitate. Nici vorbă de așa ceva. Oamenii au ieșit în stradă, fost eroi, pentru că au stat în stradă. În ciuda pericolului mare de a fi împușcați, cum fuseseră la Timișoara și la București au fost împușcați. Deci, nu știu, doar să înțelegem. Acei oameni, sigur că da, sunt eroi noștri, trebuie prețuită memoria lor. Au ieșit pentru libertate în stradă. Să vină după 30 de ani unul care să înceapă să se comporte ca Ceaușescu. Da, mă rog, astea sunt detalii. Doar să știți că revoluția din decembrie 1989 a fost revoluție și că oamenii ăia care au murit, cei mai mulți dintre ei, sunt eroi ai noștri, ai națiunii noastre. Și trebuie respectați ca atare. În fine, hai să ne întoarcem la anul 2018. Cred că ar trebui. Ioana, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm. În primul rând, la mulți ani tuturor, felicitări pentru toate emisiunile pe care din România sau din străinătate am reușit să le urmăresc. Ce pot să zic, anul 2018 a fost un an plin în adevăratul sens al cuvântului, plin de bucurii, plin de tristeți, plin de foarte multă muncă, de fapt de foarte multă muncă fizică și mai puțin muncă intelectuală, ca să zic așa. Bucuriile mele sunt legate de faptul că ne-am întors în țară de aproape 2 ani de zile.
Bucuriile mele sunt legate de faptul că... Deci, dumneavoastră, mai ziceți o dată, ca să audă toată lumea, sunteți bucuroasă că v-ați întors în țară de 2 ani de zile? Nu bucuroasă, pot să strig, sunt fericită. Sunt fericită. Doamnă, sunteți bine. Adică... niciodată nu am fost plecată la mai rău. Așa. Întotdeauna străinii ne-au primit cu brațele deschise. Nu am simțit niciun moment, niciun fel de... cum să zic, de opreliște prin prisma faptului că sunt româncă. Niciodată. Okay. Și am făcut cinste României oriunde ne-am dus. Bun. Chiar copiii mei sunt campionii Elveției la șah, se poate verifica. Ne-am întors, cum să zic, cu lauri. Aici, în România, continuăm să fim, cum să zic, părinți. M-ați făcut mat, ca să zic așa. Genial. Ce vă place atât în țara asta? Spuneți-ne și nouă odată. Convingeți-ne să mai stăm. Să mai luptăm pentru ea. Că avem nevoie. Cum ce-mi place? În primul rând îmi plac toate rădăcinile mele. În primul rând îmi place că dimineața pot să zic bună dimineața în limba română și mă fac înțeleasă, că nu mai am acel efort sau nu mai trebuie să fac acel efort intelectual de a-mi căuta sinonimele în altă limbă, în franceză, în engleză, în germană, în italiană și așa mai departe. E un lucru extraordinar. Să poți să gândești, să poți să găsești arhaisme pe care să le folosești în limbaj. Să poți să găsești dimineața, pe stradă, când ai nevoie, un român pe care nu-l cunoști și care este dispus să te ajute fără să-și ceară nimic în schimb. Lasă, trăiți la Cluj, unde trăiți? Nu, unde? Trăiesc în Brașov. Așa. Am simțit un pic de accent ardelenesc. Da, o fi la dumneavoastră așa asta acolo, nu știu dacă e peste tot. Cum ies dimineața din casă, găsesc un român care zice, hai să te ajut cu ceva, nu vrei? Nu știu, ultima dată am trăit în Elveția câțiva ani buni și... deși erau foarte civilizați și este în genere o țară civilizată, simțeam că dincolo de această civilizație, care de fapt era întreținută prin respectarea legilor, dacă picam pe stradă, bolnavă fiind, toată amabilitatea vecinilor mei se transforma în indiferență. Fiindcă realmente nu era treaba lor, nu era treaba lor să intervină dacă eu eram căzută pe stradă. Okay. E o chestie de... educație? De nuanță, de de educație și aș putea spune și de o mare satisfacție materială. Mi-aduceți aminte de un articol pe care l-am citit cândva prin anii 80, cred că în almanahul Luceafărul sau în almanahul Scânteia, că citeam tot felul de prostii încă de copil, în care cineva povestea exact o experiență americană în care zicea, dacă leșim pe stradă în România, se face lumea buluc pe tine. Dacă leșim în Statele Unite, se strâng cel mult trei. Unul care sună la 911, unul care îți acordă primul ajutor, iar un al treilea aș fi, de exemplu, eu, zicea autorul român, în mod evident. Da, da. Adică, dumneavoastră vreți să fiți sufocată dacă leșinați pe stradă, să înțeleg, de atenția noastră a tuturor. Nu. Suntem o națiune mai pasională decât natura altele. Natura umană, să spună cuvântul, de multe ori omul a devenit un animal prea social. Nu există așa ceva. Prea civic, ca să zic. Civic. Okay. Adică de multe ori acțiunile noastre, sau noi ne rezervăm acțiunile, ni le imputăm, ca să nu deranjăm comportamental pe celălalt. Asta e o trăsătură caracteristică societăților dezvoltate. Nu, vine de la romani. Vine de la romani, este și un principiu. De exemplu, în Elveția, de exemplu, nu poți să faci prea multe lucruri care să-i deranjeze pe vecini, deci nu ai voie. Ioana, e și în română, dar nu se respectă. E un principiu de drept, vine de la romani și sună așa, alterum non ledere. Adică nu face rău altuia, sau unde sau dreptul tău se termină acolo unde începe dreptul altuia. Sau, dacă vreți așa, nu da muzica prea tare. Sau ascultă muzica doar cât s-o asculti tu, doar tu în apartamentul tău. Sau, sunt de acord. Înțeleg, e interesantă. Deci, dragostea și fascinația noastră pentru națiunea noastră este ceva deosebit. Vă rog să vă mai sunați, că am nevoie de oameni ca dumneavoastră la emisiunea asta, că uneori simt și eu că mi se termină optimismul. 0372069599. Făceam retrospectiva anului 2018 și uite, am ajuns. Romulus, bună ziua! Bună ziua, Moise! Pentru dumneavoastră, cum a fost 2018? Vreau să fac o paranteză înainte să vă răspund la întrebare și să vă zic că mă simt foarte bine că urmez după colega dinainte. Așa. Și
să vă zic că apreciez că există astfel de oameni în România și încă se gândesc. Avem nevoie de ei. Cred că sunt, exact. Cred că sunt mici motorașe în societate. Ioana, care a vorbit înaintea noastră, e un astfel de motoraș care ne duc înainte. Când nu mai putem, mai apare unul, da. Și pf, îți mai dă un puș așa, pe un brânceală înainte. Poftiți! Asta e. Și eu am lipsit din țară, dar perioade scurte, și m-am întors cu drag înapoi și în momentul de față sunt aici. Ce să zic, am avut un 2018 foarte bun, zic eu, și din natura jobului și a familiei. Ați câștigat mai mulți bani? Da, pot să spun că da. Sunteți bugetar? Nu. nu. Sunteți patron? Nu. Sunteți angajat la privat și ați câștigat mai mult bani. Foarte bine, domnule. Da. Să fac precizarea că mi-am amintit acum, da, 16,6% creșterea tarifelor la gaze de la începutul anului și până la sfârșitul lunii noiembrie. Este un subiect de adică se pregătește ceva interesant legat de tarifele energetice, o să vorbim probabil în zilele următoare. Așa, Romulus, deci să revenim. A fost în plan financiar un an bun pentru dumneavoastră? Da. Da, în plan familiar pot să zic că, deși sunt destul de tânăr, zic eu, am 33 de ani, urmează să am al treilea copil. La asta mă gândesc, așa, pun un pic în balanță ceea ce se întâmplă în zilele noastre în țara asta și mă gândesc dacă nu cumva trebuia, nu știu, când eram puțin mai tânăr, să zic așa, să fi plecat. Dar sunt încă aici și luptăm în continuare și sper. Da, să nu o să plecați niciodată. Ce anume? Nu o să plecați niciodată din România. Nu. Dar adică, vreau să rămân aici. Cunosc genul, degeaba, deci dacă la 33 de ani te întreb dacă nu ești cumva prea bătrân ca să mai plece, clar că nu vrei să pleci și că nu o să pleci niciodată. Ceea ce nu e rău, Romulus, adică încă o dată, și dumneavoastră sunteți un altfel de motoraș decât Ioana, de care societatea asta are nevoie, adică știți. Dacă dar știți că în perioada asta copiii își scriu scrisorele pentru Moș Crăciun și chiar dacă nu sunt copil, mă gândesc că sunt copilul cuiva și atunci o să-mi scriu și eu scrisoarea pentru Moș Crăciun, unde îmi doresc să avem o țară liberă și să scăpăm de acest Dragnea într-un final. România este o țară liberă. Să nu uităm acest lucru. Să fie... Da. Dacă pot să spun așa, mai liberă decât ne simțim noi în momentul de fapt. România riscă să nu mai fie liberă, dar faptul că noi acum vorbim pe un post național de radio și nu doar așa pe sub masă, să știm doar noi, și că vorbim despre ce vrem noi și exprimăm opinii, e ultima probă a faptului că România este o țară liberă. Există riscul să nu mai fie liberă, sigur că da, s-au făcut mai mulți pași în direcția asta, dar în continuare România este o țară liberă. Asta ne și împiedică, dacă vreți așa, adică dacă n-ar mai fi liberă, poate lumea are și în stradă și ar zice hai să facem revoluție. Dar dacă e liberă, de ce să ieși în stradă, știți? Cam așa e logica, mă gândesc de multe ori. Adică prețuiești mai mult ceva ce n-ai decât ceea ce ai și trebuie să păstrezi uneori. Bine, Romulus, sfatul meu e să nu vă lăsați copleșiți totuși. Sigur că sunt momente care contează foarte mult. Eu, mie mi-a fost clar că 10 august ăla, cred că a schimbat trendul în societate. Adică s-a văzut și pe cercetările sociologice și pe sondaje în special, dar nu numai. Și referitor la partide și percepția generală. Deci 10 august categoric a contat foarte mult, pentru că pe toți ne-a surprins foarte mult, dar în același timp haideți totuși să nu ne lăsăm copleșiți de faptul că se termină 2018 și România e în continuare condusă de Dragnea. Așa, și ce, noi am murit? Nu suntem aici? Adică, Cristina, bună ziua! Așa și este. Bună, Moise! Și eu cred același lucru. Nu de Dragnea trebuie să scăpăm. Nu trebuie să mai vină astfel de conducători. Și asta stă în puterea noastră. Nu sunt nici bolnavă de optimism, dar nici de pesimism. Eu am avut un an bun în care, din experiențe negative, am învățat încă o dată că viața este scurtă și merită trăită și că stă în puterea noastră să ne-o facem mai bună sau mai rea. Noi trăim în prezent și avem datoria să proiectăm un viitor. Și eu cred că generația mea, 35 de ani am, este capabilă să facă acest lucru, să
schimbe ușor, ușor mentalitatea. Lucrurile astea nu pot fi schimbate peste noapte, corupția nu a apărut de pe o zi pe alta și nu poate fi depărtată la fel, depozită pe alta. Și eu sunt mândră și de generația mea, cât și de generația părinților noștri care ne-au susținut și... Și să fie bine. Eu zic că am avut un an bun. Facem parte, e o fire din istorie. Peste 10 de ani se va spune, uite, așa s-a schimbat un trend. Și noi am făcut parte din această mișcare. Ok. Foarte mișto. O 2018 probabil că va intra în istorie și pentru faptul că e an centenar. Adică s-a făcut 100 de ani de la Marea Unire. Dar aveți dreptate. Da. Asta este datoria noastră. Viitorul nu știm cum va fi. Ați mai avut o tematică, cum vedeți România peste nu știu câți ani. Da, nu știm cum va fi. Peste 100 de ani. Dar datoria noastră este să creăm o proiecție. Da. Da, așa datoria este. Datoria noastră asta este. Și sunt foarte mândră de mine, uite, și eu din Brașov. Am fost și eu în Piața Sfatului, am mărșăluit, am încercat să-mi conving părinții că nu suntem nici huligani, nici... mi-am dat seama că este un lucru greșit să încerc să-i conving de altceva. Nu, fiecare cu dreptatea lui și istoria o va spune, datoria noastră este să respectăm ceea ce avem. Și să facem tot posibilul de a creiona ceva constructiv. Ce e? O fi ceva în aer acolo. Acolo la Brașov? Nu locuiesc pe Dragnea, da, la aerul de munte. Da. O fi de la ozon, mă gândesc. Domnule, cât optimism. Mă bucur tare mult, tare mult mă bucur, Cristina. Și vă mulțumesc că ați sunat și ați așteptat pe linie, că am fost răbdător cu fiecare și v-am lăsat să vorbiți mai mult, ați văzut decât de obicei și pe care de consecință cei care au stat pe linie au stat mai mult. Îmi cer scuze, Carmen și Cosmin, că nu mai e timp să intrați, că se termină emisiunea de astăzi. Eu aș vrea să vă spun în finalul acestei emisiuni, care nu e ultima din acest an, deci mai avem și mâine și poi mâine și dacă se întâmplă lucruri rele o să mai tot avem, adică am zis, nu exclud posibilitatea să fac aici cu dumneavoastră Revelionul la radio. Chit că dumneavoastră o să ascultați de pe CD muzică. Dar nu mă provocați că fac un playlist de Revelion de arunca CD-urile. Eu vă spun în felul următor, că în istorie, paradoxal, rămân anii răi. Anii buni în care e creștere economică, în care se întâmplă lucruri bune, sunt analizați ca perioadă. Și istoricii scriu, în perioada aia a crescut nivelul de trai, nu știu ce. Nu s-a întâmplat nimic rău. Deci, nu mi-aș dori în mod necesar ca 2018 să rămână în istorie, deși cred că și eu simt la fel ca și dumneavoastră că va rămâne. Mai vorbim și mâine. Ați ascultat România în direct la Europa FM.